Frați și surori, suntem din nou în această dupămasă împreună în casa Domnului, în atmosfera aceasta a sărbătorii învierii Domnului Iisus Hristos, când pe drum auzim salutul acesta atât de frumos și atât de important, de altfel un mare adevăr, cel mai mare adevăr al istoriei, Hristos a înviat. Suntem în casa Lui, cântăm, îl lăudăm pe Iisus, viața noastră este legată de Iisus, ne-am predat viața în mâna lui Iisus și dorim să ne petrecem veșnicia cu Iisus. Și la aceasta spun, Doamne, ajută-ne! Datorită faptului că suntem în această atmosferă, în contextul acesta al sărbătorii învierii Domnului Iisus, aducându-ne aminte de ceea ce s-a întâmplat în urmă cu aproape 2000 de ani, aș vrea în această seară să dau citire unui cuvânt din Scriptură, un cuvânt cunoscut, un cuvânt care se citește de foarte multe ori, mai ales în perioada aceasta, și vă invit să vă ridicați. Deschidem Biblia la Coloseni, capitolul 3, și voi da citire de la versetul 1 până la versetul 4. De la versetul 1 până la versetul 4. Pagina în Biblie 1156. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când se va arăta Hristos, viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. Amin. Luați loc. Am citit acest scurt pasaj din această frumoasă și importantă epistolă către Coloseni, pe care Apostolul Pavel a adresat-o undeva în jurul anului 60, aflându-se în prima detenție la Romă. Pavel, pentru numele lui Iisus Hristos, pe care el l-a ales ca Domn, ca Mântuitor, mărturisindu-l în Ierusalim și pretutindeni unde a ajuns, la un moment dat a fost dus la Roma și acolo se găsea ca un prizonier pentru numele Domnului Iisus Hristos. Acolo Dumnezeu i-a dăruit câteva epistole frumoase și importante, precum Efeseni, Filipeni, Coloseni, Filimon. În această epistolă către Coloseni, dacă privim la cuvintele pe care le-am citit, ele sunt extrem de provocatoare pentru absolut fiecare dintre noi. În versetul 3, capitolul 3, versetul 1, spune: dacă deci ați înviat împreună cu Hristos. Ceva ce ne provocă la meditație. Noi ne salutăm cu aceste cuvinte: Hristos a înviat. Și ne plac. Și spuneam, ele exprimă un mare adevăr. Sunt frumoase. Sunt foarte des utilizate în aceste zile. Și timp de 40 de zile, majoritatea creștinilor, mai ales pe la țară, se salută cu aceste cuvinte. Înseamnă că ele sunt prețioase. Dar, vedeți dumneavoastră, Pavel spune: dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, ce fac aceste cuvinte? Mă fac să mă întreb eu pe mine însumi și apoi fiecare dintre dumneavoastră. Am înviat împreună cu Hristos?
Ce înseamnă să învii împreună cu Hristos? Ce folos ar fi să spui Hristos a înviat și tu și eu să nu fi înviat împreună cu El? Am spus versurile acestea de nenumărate ori, chiar duminică seara mi-au venit în minte. Versurile unui poet, nu cum s-a întâmplat, ci cum e viețuită. Măcar de un suflet pe pământ, poate fi învierea deverită în potirul viacului preastrânt? Mă, că s-a întâmplat, știm cu toți. Avem argumente, dovezi solide că Domnul Iisus a înviat. Există foarte multe mărturii date de apostoli, martori oculari, 500 de frați care au avut ocazia să-L vadă. Pavel spune, și mie mi s-a arătat. Și se înjosește pe sine însuși, pentru că el l-a prigonit pe Iisus până s-a întâlnit cu el pe drumul Damascului. Și vedeți, din punctul acesta de vedere, poate fi arătat că Iisus a înviat, că e viu, că El a dreapta Tatălui, slăvit să fie numele Lui. Dar El a venit ca eu și dumneavoastră și oamenii să aibă la rândul lor parte de o înviere aici, o înviere spirituală, o înviere în care să se vadă chipul lui Hristos, o înviere care nu face altceva decât ne arată că putem fi identificați cu Hristos, trăind cu El, umblând cu El, onorându-L pe El cu viața, cu trăirea noastră. Atunci când un credincios învie cu Hristos, în viața lui, se întâmplă multe lucruri. Viața lui devine schimbată, viața lui devine transformată. Duminică, luni după masă, am avut un botez, 23 de candidați, au mărturisit că Iisus Hristos este Domnul lor. Practic, botezul exprimă ceva. Ați văzut că fiecare candidat, când a fost botezat, a fost lăsat în apă, să treacă apa peste el. E o îngropare, practic, acel lucru. Cuvântul botez, care vine de la grecescul baptisma, sau verbul a boteza, verbul bapto, care înseamnă pur și simplu a scufunda. Botezul e o scufundare, de aceea noi ne silim când botezăm ca persoana care se botează să fie scufundată, aceasta arătând că prin botez a îngropat viața trecută, viața cu păcate, cu lucruri care au fost până atunci. De altfel, spunea un teolog într-un comentariu pe care el îl face, un comentariu renumit la Epistola către Romani, Paul Pomerville, el spune că botezul este sigiliul peste certificatul nostru de deces. Auziți? Ăsta e botezul. E sigiliul acela, știți, că un act. Acum e drept, că deja trăim într-o epocă în care se vor scoate și ștampilele. Pecețele când va avea o mare valoare, nu? Ștampila, dacă nu e pusă pe un act, nu are valabilitate, nu? Acum, cum spuneam, mai nou se schimbă lucrurile. Dar în perioada respectivă și încă și în vremurile noastre, are o valoare deosebit. Ei, el spune exact acest lucru, că prin botez, un botez autentic, cineva care cu adevărat s-a întâlnit cu Hristos, acceptându-L pe Iisus ca Domn în viața lui, ajunge să înțeleagă că tocmai asta spune botezul, e sigilul acela.
Pecetea aceea, pe certificatul de deces, adică cu alte cuvinte, omul declară: am murit față de păcat, am murit față de trecutul meu. Și atunci când se ridic de acolo, din apă, există simbolul acesta al învierii. Uitați-vă la Romani, capitolul 6, versetul 4. Aici Sfântul Apostol Pavel prezintă într-un mod foarte clar aceste lucruri, spunând: noi, deci prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El. Observați? Pentru ca după cum Hristos a înviat din morți, prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. E foarte important acest aspect. Și atunci observați, Apostolul Pavel tratează problema aceasta. Și în epistola aceasta către Coloseni, în mod deosebit, unde el se luptă cu niște oameni care aveau niște concepții greșite în vremea respectivă despre cum omul poate să ajungă la desăvârșire. Și acești oameni care erau grupați într-o grupare numită gnostici, și concepția asta, gnosticismul, un amestec de păgânism, iudaism, creștinism, oameni care prin puterile lor, prin sforțările lor, prin anumite metode, prin o anumită atitudine de smerenie, căutau să ajungă la desăvârșire, să atingă desăvârșirea, cumva să fie plăcuți lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel atacă acești oameni care se bizuiau pe niște lucruri pe care puteau să le facă ei. Și dacă veți citi capitolul 2, veți putea observa aici, de la versetul 16, unde spune cam ce fac acești oameni: nimeni dar să nu vă judece cu privire la mâncare sau băutură, sau cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă, sau cu privire la o zi de sabat, care sunt umbra lucrurilor viitoare, dar trupul este al lui Hristos. Observați elemente din iudaism, cu zile, cu luni, și toate astea, vedeți, le întâlnim și în zilele noastre, de câte ori nu auzim. Dacă nu ți-e ziua, dacă nu ți-e sărbătoarea cu tare, dacă, mă rog, nu ești mântuit, nu ajungi la desăvârșire. Și Pavel atacă frontal concepțiile acestea. Și uitați-vă ce spune versetul 17: sunt umbra lucrurilor viitoare. Ați văzut umbra, nu? N-ați văzut oameni fugind de umbra lor? O luau la fugă, mai ales, nu, pe la țară, că vedea, nu? Și de multe ori, umbra-i umbră. Și de câte ori n-au luat unii umbra ca ceva rea, nu? Și au înfricat și s-au dus bieții, ba într-o parte, ba în alta, de nu mai știu nici ei ce să facă, da? Și Pavel arată clar cum stau lucrurile. Mai departe, ia uitați-vă în versetul 18, nimeni să nu vă răpească premiul alergării, făcându-și voia lui însuși, printr-o smerenie și închinare la îngeri, amestecându-se în lucruri pe care nu le-a văzut, umflat de o mândrie deșartă prin gândurile firii lui pământești. Observați aici? Alte lucruri care sunt luate din păgânism, închinări la îngeri, smerenie din astea afișate, amestecându-se cu lucruri pe care nu le-a văzut, făcându-și voia lui însuși. Câte lucruri nu le vezi? Și în viața asta de zi cu zi găsim fel și fel de oameni, urmași ai acestor oameni cu care Apostolul Pavel avea de furt. Și toate astea erau încercări ale oamenilor de a ajunge pe placul lui Dumnezeu și de a putea atinge, cum e
De altfel, cuvântul cheie al acestei epistole, în limba greacă, pleroma, desăvârșire. Și Apostolul Pavel arată că nimeni nu poate ajunge la desăvârșire fără Hristos. Nimeni nu poate fi cu adevărat mântuit fără Hristos. Nimeni nu poate ajunge să fie pe placul lui Dumnezeu fără Hristos. Viața unui om trebuie să fie legată în totalitate de Hristos. Și spune aici versetul 19, după ce enumeră aceste lucruri prezentate de la versetul 16, și nu se ține strâns de capul din care tot trupul hrănit și bine închegat, cu ajutorul încheieturilor și legăturilor își primește creșterea pe care o dă Dumnezeu. Și aici spune, dacă ați murit împreună cu Hristos față de învățăturile începătoare ale lumii, de ce, ca și cum ați trăi încă în lume, vă supuneți la porunci ca acestea, nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru, toate aceste lucruri care pierd odată cu întrebuințarea lor și sunt întemeiate pe porunci și învățături omenești, au în adevăr o înfățișare de înțelepciune, într-o închinare voită, o smerenie și asprime față de trup, dar nu sunt de niciun preț împotriva gâdilării firii pământești. Vă place să țineți lucruri fără preț? Vă place? Mai ales în societatea în care noi trăim, lucrurile fără valoare, fără preț, la garbici, nu? Nu le ții. Și zice, astea sunt lomuri, ce să faci cu ele? Le dai la o parte. Dar ați văzut oameni care ajung să strângă pe acasă tot felul de lomuri? Ați văzut oameni care sunt colecționari de gunoaie, temiri, când vezi pe cineva cotrobuind în gunoaie și scopul unora este că poate vor găsi ceva pe acolo, nu? Dar problema cea mai mare este că le adună. Eu am avut ocazia să văd cândva să intru în curtea unui om undeva, într-o localitate unde eu o perioadă am și lucrat pe acolo și când intrai în curtea lui vedeai, domnule, tot felul de lucruri adunate, luate dintr-o parte, din alta. Toată curtea era plină de tot felul de lucruri din astea. De tot felul de lucruri fără preț. De multe ori pe planul acesta spiritual, oamenii se încurcă în fel și fel de lucruri, adunând dintr-o parte, din alta, gândindu-se că astfel ei pot să ajungă să fie plăcuți lui Dumnezeu, să ajungă la desăvârșire. Și uitați-vă dumneavoastră, oricâte încercări am face noi, fără Hristos totul este în zadar. Fără Hristos totul este egal cu un mare zero. De aceea observați aici, Apostolul Pavel, după ce enumeră aceste lucruri, că noi acum citim capitole, versete, dar toate astea se leagă. Aici este o concluzie pe care o trage Apostolul. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos. Dacă pun întrebarea, noi am înviat? Ce zici? Ce se întâmplă cu oamenii care au înviat? Cine sunt oamenii care au înviat cu Hristos? Sunt întrebări. Mesajul pe care îl voi transmite, cu ajutorul lui Dumnezeu, îl voi intitula Oamenii care au înviat cu Iisus. Oamenii care au înviat împreună cu Iisus. Hai să folosesc aici, cu Hristos. Cine sunt ei? Ce se întâmplă cu ei? Primul lucru pe care îl putem observa de aici, din epistola asta către Coloseni, din textul citit, din ceea ce am mai citit și o să mai citesc, primul lucru care îi caracterizează pe astfel de oameni este că acesta, au murit față de păcat. Au murit față de păcat. Versetul acesta 3 spune așa, din Coloseni 3, căci voi ați murit. Observați? Căci voi ați murit. Asta spune mult.
Nimeni nu poate să învie dacă nu moare întâi. N-are cum să învie. Dacă cineva nu-i gata să îngroape păcatul, trecutul, dacă nu-i gata cineva să renunțe la lucrurile în care s-a complăcut, n-are cum să învie la o viață nouă. Câți oameni nu s-au înșelat și nu se înșală pe ei înșiși și n-ajung la înviere? De ce? Pentru că nu-s hotărâți să moară. A muri nu-i simplu. Să fii gata să mori, nu-i simplu. Nu? Vedeți, martirajul este ceva extrem de important. Oamenii care au murit au fost gata să moară pentru anumite idei. Oameni care au fost gata să moară pentru patria lor, pentru țara lor. Asta înseamnă mult, sunt eroi, socotiți eroi. Țin minte când patriotul italian Garibaldi mergea să elibereze țara de sub hoardele invadatoare. A întâlnit undeva un grup de tineri care stăteau, mă rog, erau ocupați cu fel și fel de lucruri și Garibaldi s-a aprins dorul acela de libertate și vrea să vadă țara lui eliberată de sub jugul străin și se uită la acei tineri și îi cheamă să vină să se alăture luptei pe care el o duce, să meargă alături de el. Și la un moment dat, din grupul acela de tineri, cineva îi lansează următoarea întrebare. Dar ce ne promiți? Și Garibaldi s-a uitat la acel grup de tineri și a zis, ce vă promit? Și a început să spună, sete, marșuri forțate, foamete, moarte, dar cine își iubește patria din adâncul inimii, să mă urmeze. Vedeți? Să fii gata să mori pentru un ideal, să fii gata să mori pentru a-ți apăra țara, să fii gata să mori pentru un anumit crez, nu, toate astea sunt socotite fapte deosebite. De câte ori nu citim de Policarp din Smirna, bătrânul care stătea în fața proconsulului Asiei Mici și Bitiniei și îi se cerea să aducă un bob de tămâie în cinstia împăratului și scapă cu viață. Și n-a vrut. Apoi s-a spus, blastă-mă-l pe Iisus și scap, de rug. Și Policarp din Smirna a zis, de 86 de ani am slujit pe Iisus și mi-a făcut numai bine. Cum aș putea să-l blestem? Și a sfârșit-o pe rug. Cu ceva timp înainte, cu vreo 50 de ani, episcopul bisericii din Antiohia, acea biserică renumită, unde altădată Pavel, Barnaba predica cuvântul, Ignație, cunoscut în istorie Ignație Teoforul, a fost gata să moră pentru Hristos și a ajuns în arena romană, din Roma, să fie sfâșiat de fiarele sălbatice, dar știa că moare pentru Hristos. Ei, v-am arătat aceste lucruri ca să putem înțelege ce înseamnă să mori. Și în cazul de față, înțelegeți că nu poți să fii un om înviat cu Hristos dacă n-ai decis să mori față de păcat, să mori față de lucrurile acestei, dacă vreți, poftele acestei vieți. Uitați-vă, acest aspect este foarte bine prezentat și vă spuneam mai înainte că o să revin asupra acestor lucruri aici, în Epistola către Coloseni, în versetul 11. În el, capitolul 2, versetul 11, în el, ați fost tăiați împreună, nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos, în dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământești, fiind îngropați împreună cu el prin botez. Observați ce vă spuneam mai înainte. Să te dezbraci de pofte, să fii gata să mori
față de lucrurile acestei lumi. Nu-i deloc simplu. Câți oameni nu spun m-aș pocăi? M-aș pocăi. Și pocăința nu e că intri într-o grupare care poartă un asemenea nume. Da, asta e greșit. Să dea Domnul să fie toți oamenii care se numesc pocăiți, pocăiți. Practica arată că nu toți care se numesc pocăiți sunt și pocăiți. Nu. Pentru că adevărată pocăință presupune să-ți pară rău de păcatele făcute, să-ți pară rău de lucrurile murdare, să conștientizezi că păcatul e o ofensă adusă lui Dumnezeu. Să plângi pentru păcatele acelea. Să-ți pară rău de ce ai făcut și apoi să cauți să nu mai faci acele lucruri. Asta e adevărată pocăință. În rest e poveste. Putem cânta de dimineață până seară pocăință, pocăință. Tu ne apropii către cer. Dar dacă nu acționăm în modul ăsta, n-am rezolvat nimic. E nevoie de astfel de lucruri. Și abia atunci când un om realizează ce-i pocăința și își dă seama că păcatul acela e o ofensă adusă lui Dumnezeu, că păcatul acela de altfel e o părăsire a lui Dumnezeu și o aplicare a ființei omului spre plăcerea lui. Și câți oameni, datorită unor plăceri, spun m-aș pocăi, dar nu mă pot lăsa de țigară, altul zice nu mă pot lăsa de alcool, altul nu mă pot lăsa de droguri, altul nu mă pot lăsa de curvie sau orice altă formă de imoralitate, altul că nu se poate lăsa de bârfă, altul nu se poate lăsa, știu eu, de furt, de câte alte lucruri. Sau așa numite plăceri nevinovate, cum spun unii. Și ascultați bine, dacă un om n-ajunge în punctul acela să ia o asemenea decizie, să moară, să îngrope trecutul, să se dezbrace, că așa spune aici cuvântul Scripturii, să se dezbrace de poftele acestea. Da? O dezbrăcare de trupul poftelor, firii noastre pământești. Și mulți nu pot să facă asta, că e greu. Țin minte unul din renumiții scriitor și slujitor ai lui Dumnezeu, Derek Prince, vorbea de un tânăr care venise la el cu gândul să se mărturisească, cu dorința de a-i vorbi de luptele lui cu aceste pofte. Și intră într-o discuție și la un moment dat îi spune acestui pastor, frate pastor, am o problemă cu o poftă trupească. Aș vrea să scap de ea. Dar apoi relatează Derek Prince că pune capul așa jos și nu se mai uită în ochii pastorului și îi spune, dar îmi place de ea. Dar îmi place de ea. Și slujitorul acesta lui Dumnezeu se uită la el și îi spune, tinere, înțelege bine că Dumnezeu ne scapă de vrăjmașii noștri și nu de prietenii noștri. Dumnezeu te scapă dacă tu ca poftă ai identificat pofta aceea că te pune în vrăjmășie cu Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu e gata să te scape, dar dacă acel lucru îți place, observați cum spune apostolul Iacov, s-o citit astăzi din Iacov. Și uitați-vă în capitolul 4 că declar spune Iacov aici în cuvântul Scripturii în versetul 4, capitolul 4, versetul 4. Suflete preacurvare, nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu, așa că cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Deci observați, oamenii care au înviat cu Hristos sunt oameni care au murit față de păcat, au murit față de pofte, au îngropat trecutul,
Aici, în pasajul acesta din capitolul 2, în versetul 11, dacă vă uitați, finalul spune: dezbrăcarea de trupul poftelor, firii noastre pământești, iar versetul 12 din capitolul 2 spune: fiind îngropați împreună cu El prin botez și înviați în El și împreună cu El prin credința în puterea lui Dumnezeu care L-a înviat din morți. Ăștia sunt oamenii care au înviat cu Hristos. Deci dacă ați înviat cu Hristos, observați, oamenii care au îngropat trecutul, oamenii care au pus capăt păcatelor din viața lor, oamenii care refuză să aibă păcat ca mod de viață, oameni care nu se mai complac în plăceri, oameni care nu se potrivesc chipului veacului acestuia. De aceea spune Pavel Romanilor în capitolul 12, versetul 2, uitați-vă să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Dar trăim într-o lume în care chipul lumii ne place și lumea are muzica ei și lumea are divertismentul ei și lumea are vestimentația ei și lumea cuprinde tot ce vedem noi cu ochii noștri. Și vai cât de dorite sunt lucrurile acestei lumi. Vrând, nevrând, ne influențează și ne pot influența filmele, ne pot influența poate și acele clipuri pe care le urmărești, da? Fie pe YouTube, fie anumite emisiuni care pot să te influențeze spunându-ți că poți trăi în modul ăsta, anumite teorii care sunt astăzi aruncate pe piață și unii le acceptă cu atâta ușurință. Și toate astea, vedeți, le putem observa astăzi. Și spunea bine într-o împrejurare un slujitor al lui Dumnezeu, John Phillips, nu lăsați ca lumea să vă toarne în matrița ei. Lumea are matrița ei și pe câți nu-i toarnă. Și câți nu sunt prinși de fel și fel de lucru. Dar bieți oameni se mulțumesc și spun, am fost la slujba de înviere, am luat lumină, am cântat Hristos a înviat din morți, am fost la biserică, m-am împărtășit, m-am spovedit, m-am rugat și cu câtă bucurie am zis, Hristos a înviat și mergem înainte. Și vai ce ușor ne putem amăgi conștiința. Și ce ușor ne putem amăgi pe noi. Asta e o autoînșelare. Observați adevărați oameni care au înviat cu Hristos sunt oameni care au murit față de păcat, care s-au dezbrăcat de trupul poftelor înșelătoare și prin credință au înviat cu Hristos și trăiesc o viață nouă, s-au identificat cu Hristos și Hristos ia chip în ei și se poate vedea pe chipul lor că viața le este schimbată și trăiesc. Dar cum spune Pavel în Galateni, capitolul 2, versetul 20, uitați-vă ce frumos și cât de profund e aici apostolul Pavel, am fost răstignit împreună cu Hristos. Și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Trăim noi astfel de viață? Dacă da, slăvit să fie Domnul. Dacă nu, frați și surori și toți cei care ne urmăriți, trebuie să existe un moment, un moment de sinceritate în viața noastră, în care să ne facem o analiză obiectivă și să vedem, am înviat împreună cu Hristos sau totul pentru noi e important în ce privește ceremonia, ritualul, apartenența la o grupare religioasă și câte multe altele. Doamne, luminează-ne mintea, dăruiește-ne pricepere și ajută-ne să înțelegem
că oamenii care au înviat împreună cu Hristos sunt oameni care au murit față de păcat, care s-au dezbrăcat de trupul poftelor înșelătoare, care au fost gata să renunțe la trecutul păcătos și vor să trăiască pentru Tine, Iisuse. Doamne, ajută-ne! 2. Uitați-vă aici, în pasajul acesta, despre oamenii care au înviat cu Hristos, putem înțelege ceva, ce se întâmplă cu astfel de oameni. Și lucrul al doilea pe care îl văd eu aici este: sunt preocupați de lucrurile de sus. Sau, dacă vreți, sunt preocupați, după o traducere nouă, de lucrurile cerești. De lucrurile cerești. Două lucruri sunt prezentate aici. Versetul 1 spune așa: dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus. Sau altă traducere spune: să căutați lucrurile de sus. Iar versetul 2 spune: gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Aici putem să ne analizăm cel mai bine, dar pe noi înșine. Că hai, anumite căutări de ale noastre pot fi văzute și de alții, dar gândurile nu ți le poate ști nici soția, nici soțul, nici părinții, nu ți le poate ști. Gândurile le poate cunoaște unul singur, Dumnezeu. Și observați aici, oamenii care au înviat împreună cu Iisus, pot să vezi că viața unor astfel de oameni este una diferită de a celorlalți. Ei sunt cu adevărat legați de lucrurile de sus, de lucrurile cerești, de câte ori nu vorbim de Duhul Sfânt. Și dorim să fim plini de Duhul Sfânt. Și dorim să fim acei oameni în care să se manifeste puterea Duhului Sfânt. Și toate astea sunt de dorit. Dar știți ce e dureros? Că de multe ori oamenii toată lucrarea Duhului Sfânt o rezumă la, știu eu, câteva manifestări ale Duhului Sfânt. Să audă o prorocie, o vedenie, să vorbească în altă limbă și toate sunt frumoase și sunt biblice și sunt de dorit. Dar sunt unii care, ajungând să aibă parte de aceste lucruri, își fac așa, dacă vreți, un soclu, poate de marmură, dacă ar putea, și de carieră, și să urcă pe ea, se admiră și cu asta au rezolvat problema. Însă lucrurile stau altfel. Și a fi plin de Duh și a trăi după îndemnurile Duhului însemnează ceva mult mai mult decât atât. Pentru că observați ce spune Apostolul Pavel în Epistola către Romani, capitolul 8. Și haideți să privim aici unde acest om al lui Dumnezeu, călăuzit de Duhul Domnului, spune în versetul 5 următoarele lucruri: în adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii umblă după lucrurile firii pământești, pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului. Și un om plin de Duhul Sfânt, acela va umbla după lucrurile de sus, va fi interesat de astfel de lucruri. Cât de mult sunt interesați oamenii zilelor noastre de lucrurile cerești? Văd că trăim sub spectrul morții, văd că atâția oameni se duc, înțelegem că atâtea boli bântuie omenirea, vedem că viața e scurtă pe pământ, vedem că puțin trec de 60 de ani, rar cine mai trece de 80 de ani, și e mirare mare când cineva ajunge 100 de ani și fie ei și 100 și ne duce. Și căutăm aici să clădim și ne canalizăm energiile, puterile noastre, totul spre a face ceva aici. Poate de multe ori impresie,
poate alte ori să vadă cineva cât am reușit să facem și atât de legați suntem de pământul ăsta. Și poate de multe ori, prin anumite atitudini de ale noastre, vorbim de Domnul, vorbim de Duhul Sfânt și de toate, dar atât de dragniți lucrurile astea, că ținem la banul ăla care mai bine l-a folosit altul și cine știe pe ce l-a cheltuit și tu ai putut să faci ceva pentru Dumnezeu și nu faci. Și nu faci. Ai putut cu energiile care le ai să poți să te duci, să te implici într-o lucrare, să ajuți lucrarea lui Dumnezeu, să poți să mergi undeva să spui unui om care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, să povestești de Iisus, dar n-ai timp. Ai vreme de fotbal, ai vreme de sport, ai vreme de sală, ai vreme de toate, dar de astea n-ai. Și apoi zici, eu-s duhovnicesc, i-am murit față de păcat, am înviat împreună cu Iisus, dar spune, ce arată că ești preocupat de lucrurile de sus? Că tu cauți lucrurile de sus, că umbli după lucrurile de sus. Ia scaunele astea, cât vor mărturisi ele și vor spune, o, numai la botez și la slujbă de înviere și la evenimente speciale am fost așa mai ocupat. În rest, șuie răvântul. Și câți n-au zis, o, frate, când nu era voie să venim la biserică, cum am vrea să venim, dar nu putem. Și acum putem și ce ne împiedică? Și asta arată cât de preocupați suntem. Cât de preocupați suntem de lucrurile de sus, arată cât postești, cât te rogi, cât citești din Scriptură, cât ți-e legată inima de cer, cât ți-e legată inima de lucrurile acelea spirituale. Asta arată. Apoi să te gândești la lucrurile de sus, de sus, asta înseamnă ceva mult. Mă uitam într-un comentariu, încercam să mă uit, să văd. Ei, gândiți-vă, e un pas mai departe care accentuează nevoia asta de a medita intențional la lucrurile de sus. Spune un teolog, gândiți-vă la lucrurile cerului, spune o traducere nouă. Aceasta presupune transformarea minții în ascultare de voia lui Dumnezeu, supunere manifestată prin gândire, cât și prin fapte. E, observați, aici sunt cuvintele acestea pe care noi le găsim în cuvântul Domnului. Și chiar mă uitam termenul grecesc, fromeite, care poate fi tradus, concentrați-vă mintea în mod continuu asupra lucrurilor cerești. No, spuneți-mi, cât ne gândim la lucrurile cerești? Cât? Ne gândim cum să putem rezolva cu tare lucru, ne gândim cum putem vedea ce-o fi cu coronavirusul, ne gândim că va crește pensia sau nu va crește, când s-a terminat și tot ne gândim, dar tot la lucrurile astea. Deci, dar cât ne gândim? Cât ne gândim la lucrurile de sus? Triști de fel și fel de lucruri. Și spunea Anu Alexandru într-o poezie de-a lui, singura tristețe îngăduită omului de pe pământ, din care moartea izgonită, e că nu-i sfânt. No, câți se gândesc la asta? Înțelegeți? Zicea cineva într-o împrejurare, mă, pe nici unul nu l-am văzut tremurând de sfințenie, dar tremurând de altele și preocupați de altele, cât vrei. Frați și surori, suntem aici împreună în seara aceasta. Și cei care ne urmăresc, repet încă o dată, haideți să fim sinceri cu noi înșine, să intrăm așa în adâncul ființei noastre, dacă ați înviat împreună cu Hristos, să răspundem noi în dreptul nostru, nu ne uităm la altul. Zice, băi, ce îi se potrivește la cutare? Nu, ce mi se potrivește mie? Am înviat împreună cu Hristos. Oamenii care au înviat împreună cu Hristos sunt preocupați de lucrurile de sus. De ce ești tu preocupat? Vă aduceți aminte de cântarea aceea veche care spune, cât ai trăit, ai strâns și ai strâns,
cum strânge de pe crengi furtuna. Și vai, cu cât ți-ai adunat, cu cât de lume te-ai legat, cu atât mai grea e despărțirea, nu? Și acum te uiți cu... A? Toate astea le vede, nu? Apoi, uitați-vă, spune aici o strofă. Ai vrut aici, pe acest pământ, să-ți faci un rai ce cutezanț. Și acum dai totul înapoi și pleci din rai cu pumnii goi și unde pleci tu n-ai speranță. Dar acum și că astea diferă, eu știu varianta aia vechi, că stare mulți și în zilele noastre poeți care să iau să schimbe ce-o scris alții. Mă rog, nu intru în asta. Ce vreau să înțelegem este că trăim în lumea asta în care fiecare dintre noi trebuie să ne gândim bine și să spunem, Doamne, dacă până acum am fost preocupați de fel și fel de lucruri, cum zice Dorz într-o poezie de-a lui, sărmani alergător spre moarte, priviți cum vă înșelați mereu, luptând pentru cununa lumii, o pierdeți pe-a lui Dumnezeu, orbiți de patim vinovate, robiți de-a timpului folos, răvniți a lumii fericire și o pierdeți pe-a lui Hristos. Ce bine ar fi să ne trezim! Ca așa spune de altfel poezia asta, treziți-vă, treziți-vă! Răsună azi un glas duios, treziți-vă, treziți-vă, treziți-vă pentru Hristos, să ne ajute Domnul să putem fi astfel de oameni. Și în al treilea rând, închei foarte pe scurt, un al treilea lucru ce caracterizează pe oamenii care au înviat împreună cu Hristos este acesta: vor fi în slavă cu Hristos, cu Iisus. Uitați-vă versetul 4, când se va arăta Hristos, viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. Un adevăr al Bibliei, întâlnit de atâtea ori, este că Iisus va veni. Asta nu o poate contesta nimeni. Și va veni cineva, din câte am înțeles, a fost bătut în beciurile securității pe vremuri pentru credința în Iisus, a compus aceste versuri. Așa într-o liniște și har, ai spus Iisus că ai să revii, că nimeni nu se va aștepta, atunci va fi venirea ta. Va veni Iisus într-o zi, credem asta așa? Și când va veni El, toți aceia care L-au slujit, toți aceia care L-au onorat, El îi va lua și îi va lua să fie împreună cu El. Uitați-vă ce frumos spune Apostolul Pavel în Filipeni, capitolul 3, versetul 20, dar chiar versetul 19 citim despre oamenii care nu-L slujesc pe Hristos, care nu-și leagă viața de Hristos, care nu-s preocupați de lucrurile de sus. Sfârșitul lor va fi pierzare. Dumnezeul lor este pântecele și slava lor este în rușinea lor și se gândesc la lucrurile de pe pământ. Și acum uitați-vă versetul 20. Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde așteptăm ca Mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. Vrem să fim în slavă cu Iisus? Observați că ne promite Dumnezeu. Și oamenii care au înviat cu Hristos, viața lor este ascunsă în Hristos. Astfel de oameni vor fi cu El, își vor petrece veșnicia cu El. Dar pentru aceasta să nu uităm că oamenii care au înviat împreună cu Hristos, în primul rând, au murit față de poftele trupului, au murit față de păcat. În al doilea rând, sunt preocupați de lucrurile de sus. Și în al treilea rând, vor fi în slavă cu Iisus. Doamne, ajută-ne la aceasta! Dumnezeu să binecuvânteze întreaga adunare și cei care încă nu s-au decis pentru Hristos, cei care încă n-au început să trăiască cu Hristos și n-au înviat împreună cu Hristos, mă rog ca Dumnezeu să-i cerceteze, să le lumineze mintea și să ajute și lor și nouă să putem învia, să fim înviați cu Hristos, trăind cu El, preocupați de El și să așteptăm întâlnirea cu El, să ne putem petrece veșnicia în împărăția Lui. Amin.